Bună ziua! Bine ați venit la canalul meu, Lelis Beauty Daniela. Astăzi vreau să vă fac un model de floare. Unghiile mele deja sunt pregătite, le-am făcut mai multe culori pentru că am primit ojele noi și vreau să le încerc. Am făcut un model de almond. Sunt la început și încerc să-l fac cât pot eu de mai bine. Deci, baza și top coat-ul au fost folosite de la marca Model Once, ca și de fel culoarea, care este un Bing Sherry, aceste două unghii, pentru că am să fac modelul pe degetul din mijloc. Am să folosesc Savyland Color Gel, cel albastru și cel roz și cel negru, pentru că voi avea o bază pe negru. Și pentru a difumina culorile, voi folosi de la Meet Across Blossom Gel Polish. Culoare roză și albastră. Pensula care o voi folosi este de la Mia Secret. Liner number 5, number 5. Și acum să începem să facem modelul. Eu sper să vă placă ceea ce fac. Sper să vă abonați la canalul meu pentru mai multe videouri. Și să începem. Bun, am zis că vom folosi acest deget. Să-mi schimb eu aici parfurița. Mai întâi am să trasez liniile. Însă la început mânuța mea încă cam tremură până prin mai multă practică, dar nici chiar atât de mult în tremură. Veți observa, pentru că am foarte multe videouri în nu prea au avut sunet, dar o să le am în limba română, o să le am în limba spaniolă, pentru că eu nu locuiesc în România, și o să le am și în limba engleză. Sunt unele care le am în limba engleză, niște tutoriale la produsele care le-am cumpărat. Dar o să încerc să vă pun și subtitrare la toate videourile care le fac. Sper să se vadă bine. Facem bulbul aici la fel, aici la fel, și o să mai facem încă un bulb între astea două, aici un pic mai sus, ca să ne luăm punct de reper unde să facem floricelele. Așa, deci partea de negru am terminat și acum vom face cu rozaliu care vi l-am arătat. Primul aici. Facem punctulețe pentru că vom veni cu gelul de difuminator ca să le întindem. Și automat le facem așa. Prin punctulețe. Nu avem nevoie să facem o formă foarte bine definită. Bun, la aceasta am să-i adaug un pic de albastru, să-i schimb un pic culoarea. Fie așa, între două culori mai mult. Aici la fel. De ce nu am băgat degetul la lampă? Pentru că vreau să difuminez albastru cu negru un pic, se vadă un pic pierdut. Nu vreau să se vadă foarte, cum să spun, linia de dintre două culori. Nu este interesul meu să se vadă linia, se vadă un pic pierdut, o culoare între alta, pierdută culoarea una între alta. Da, trebuie să-mi cumpăr o lampă mai cu lumină albă
Nu galbenă. Ca să se vadă mult mai bine. Deci cum am făcut? Cam împreună culorile. Mai punem un pic de roz aici, pe vârf. Dar totul trebuie să se lucreze cu semilacul sau oila permanentă, cum îmi place mie să-i spun. Știu că sunt persoane care au mai multă experiență ca mine și le numesc alt diferit. Dar eu uit numele tot timpul. Așa le spun oila semipermanentă. Bun. Acum am să aplic tonul albastru aici și tonul roz aici. Și o să încep prima oară cu tonul roz. Problema este pentru că se am să fac, pentru că mi se usucă foarte repede, o să-l iau direct din oja și să-l deschid. Da, având în vedere că fac pe o bază roșie, nu prea se observă foarte mult culoarea de roz, dar asta nu este problema, se poate aranja imediat problema asta. Pentru că vom veni pe deasupra cu rozul și vom da culoarea înapoi. V-am spus, nu trebuie să aveți forma perfectă. Nu avem nevoie de o formă perfectă. Bun, mai punem încă o dată. S-o mai deschidem un pic. Așa, așa am terminat cu rozul. Acum ne ducem la cel albastru. Vedem cu cel albastru, uite, mi se aripă degetul, destul de pimentat. Numai că am ales eu culoarea de bază un pic cam rău. Trebuia să o fac pe o culoare mai deschisă, să zic așa. Pentru că, uitați, albastru se vede mult mai intens decât rozul. Merge și așa. Oricum, ca să-i dăm un ton de albastru mai puternic, îi facem așa. Puntulețe. Bun, cu albastru nu avem foarte mult de muncă, pentru că se observă el singur. Și acum vom trasa alte linii negre, înainte de a băga degetul la lampă, pentru 10 secunde, pentru că nu avem nevoie să-l băgăm prea mult, să-l punem, scuzați-mă, să-l punem la lampă prea mult timp. Și de aici vom face ușor o altă linie neagră, ca o mică ramă, și la celălalt la fel. Așa. Asta le vom duce până sus. Așa. Și asta vom trage până jos. Acum îl voi băga la lampă pentru 10 secunde.
Bun. Ce vreau să fac acum este, am să pun un pic de top coat pe parfuruța mea aici. Sper ca zilele astea să-mi ajungă și parfuruța specială, incoloră, unde pot vedea toate culorile. Am să amestec un pic de negru cu top coat-ul pentru a face bulbul și a da umbre. Toți ne gândim câteodată, stăteam și mă uitam cum fac umbrele, cum se fac umbrele, cum reușesc fetele să facă umbrele atât de bine. Și mulțumesc unui tutorial unei fete, tot de pe YouTube, care a arătat totul pas cu pas, ce e de făcut, cum să faci o umbră, cum să faci anumite linii mai profunde, cum să dai valoare unghiei, să se vadă mai proeminent. Pentru că până la urma urmei, desenul începe de la anumite linii, anumite pete, să zic așa, care noi, după aceea, trebuie să le lucrăm mult mai mult. Bun, bagă-mi iară la lampă 10 secunde. Am să fac aceeași chestie top coat cu roz amestecat și albastru separat, ca să facem floarea un pic mai deschisă. Bun. Să amestecăm acum rozul. Vrem să se vadă așa, culoare mult mai dispersată. Nu putem să trasăm linii normale. Nu e nicio problemă. Cu punctulețe se vor face. Am zis începătoare, încerc să le fac cât pot eu mai bine. Eu iau modelele de pe Pinterest și le lucrez pe pagina mea de Facebook, Nails Beauty Daniela, la fel ca și cea de pe YouTube. Acolo veți găsi toate tutorialele făcute de mine, toate pozele. Cine se aude este al meu băiat, care se mișcă de colo-colo, n-are stare. Este duminică, nu este școală. Deci, floarea se vede mult mai frumos, nu? Acum amestecăm albastrul cu topcoat-ul. Să facem la fel, să-l deschidem un pic la culoare, să se vadă mai. Pic mai viu. Dar acum am spus, cred că am ales eu baza prea închis. Trebuie să fac pe ceva alb sau chiar o culoare care să mă lase să se vadă floricica cum trebuie. Deci, am făcut și floricica albastră. Am mers mai repede decât cea roză. 10 secunde la lampă. Bun. Acum vom evidenția un pic mai mult zona la bulb. Și vom face mici linii foarte la bulb. Vede frumos, nu? Partea de jos se va face cu negru. Și pe vârf, la floare, mi-mi place câteodată să pun un pic câteva liniuțe albe. Aici am putea face o frunzuliță. Aici, la fel.
Bun. Deci cu negru am terminat. Am zis că o să facem iară niște mici liniuțe. Mici, foarte fine. Știu că este greu dacă nu ai o pensulă extraordinar de fină. Am pățit-o. Dar nu este nevoie de... arată ca niște mici, mici, mici punctulețe. Nu prea proeminente, dar nici nu se vadă. Bun. 10 secunde la lampă. Gelul de painting, cum îi spun eu, l-am cumpărat de pe Amazon. Foarte bine la preț și foarte pimentat. Asta mi-a plăcut foarte mult pentru că este foarte pigmentat. Bun, acum o să facem un fel de frunzulițe, formă de linii. Aici. Vom face ca un punct rotund și o liniuță. Aici la fel un punct și o liniuță care vom lungi un pic. Aici la fel un punct și o liniuță. Aici o să încercăm să facem mai mare un punct și o liniuță. Aici la fel un punct și o liniuță. Nu totdeauna mi-e, dar văd că acum mâna mea se controlează foarte bine. Aici am făcut în jos, aici vom face invers. Nu, așa. Bine, am făcut bine. Și vom face iar un punct și o liniuță. Un punct și o liniuță. Acum, partea mai grea care mi se pare mie cel mai greu, să facem acele linii foarte fine. Care pot, cred că pe toate ne chinuie. Încercăm, vedem. Și în vârf îi facem un punctuleț. Mai facem una aici, la fel, un punct și o liniuță. Bun, 10 secunde la lampă. Prăjica mea este gata. Ce am să-i mai fac? Aici am să-i mai fac niște puncte. Văd că totul pornește de aici. Eu îmi place să fac anumite modele cu acrilic. Cu acoarele acrilice, să zic așa. Se văd mult mai vii culorile. Deci, 10 secunde la lampă. De data asta am să folosesc un top coat care este mult, mult mai lucios și închide foarte bine, de la marca Canorine, Canorine. Este mult mai lucios și, cum am spus, închide foarte bine lateralele. Și se menține o joasă semi-permanentă mult mai mult timp pe unghie. Și nu știu, parcă face să răsară mai mult modelul. Face, dacă nu v-ați uitat la pe pagina mea, sunt unele modele care le-am făcut pe mat, pe bază mată. Și modelul este lucios. Deci, îți dă impresia că este lipit acel model. Nu, este din cauza la top coat. Sec 30 de secunde la lampă. Și ăsta a fost tutorialul de astăzi, cu o floricică. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, un like la pagina mea de Facebook. Și vă aștept acolo. Și compartiți video-ul. Și cum zice băiatul meu, să dați share la video. O zi bună în continuare!